Vă salut și bine v-am găsit la un nou videoclip informativ. Locuiți în Germania și aveți copii la grădiniță sau la școală? Sunt convins că nu ați vrea să vă vină copiii acasă triști, supărați, depresivi sau chiar jigniți, hărțuiți sau bătuți de către colegilor pe diverse motive. Da, ați intuit bine. În clipul nostru de astăzi vreau să vă vorbesc despre fenomenul de bullying în școlile din Germania și nu numai, care a luat amploare în ultima vreme. Vreau să vă vorbesc despre câteva tipuri de bullying, de agresiuni care sunt manifestate, despre cum poate fi combătut acest fenomen, cum să vă educați copiii în așa fel încât să facă față sau să ocolească acest fenomen, ce aveți dumneavoastră de făcut în calitate de părinți pentru înlăturarea acestui fenomen și multe alte informații și explicații în legătură cu subiectul nostru de astăzi. De asemenea, acest subiect mi-a fost sugerat de câțiva urmăritori care sunt și părinți și care ai căror: Copii se confruntă din păcate cu acest fenomen aici, în școlile din Germania. De obicei, la grădiniță, acest fenomen nu este prezent sau poate da semne de prezență într-o fază incipientă, arătându-se în joaca copiilor de zi cu zi. Dar la școală se dezvoltă drastic și ea amploare. Sunt sute de cazuri în care părinții își mută copiii în alte unități de învățământ pentru că au fost agresați fizic sau verbal de către alți colegi, iar statisticile cresc de la an la an. Ca și exemplu, 25% dintre elevi sunt abuzați fizic și psihic în tipul recreațiilor școlare. Bulingul reprezintă un act de violență fizică, verbală și psihică, iar școala este un mediu propice pentru descărcarea de frustrări pentru că aici copilul își poate manifesta lupta pentru putere. În școală copilul caută un individ mai slab decât el și încearcă să-l domine și prin intermediul lui să scape de problemele sale. Îl lovește, dorește să-i scoată în evidență defectele fizice. Îl jignește și îi pune diverse porecle. Bulingul este o problemă gravă care afectează milioane de elevi din școlile din întreaga lume. Este definit ca un comportament agresiv repetitiv care este unul intenționat și implică un dezechilibru de putere sau forță. De asemenea, bullying poate lua multe forme, inclusiv hărțuirea fizică, verbală, socială și hărțuirea cibernetică, despre care vom vorbi puțin mai târziu. Impactul asupra elevilor poate fi unul devastator și poate provoca daune fizice și emoționale, precum și probleme psihologice pe termen lung, cum ar fi anxietatea și depresia. Elevii care sunt hărțuiți sunt mai susceptibili de a abandona școala, au performanțe slabe la școală și au un risc mai mare de a se sinucide. Există mulți factori care contribuie la problema în școli. Cele mai frecvente includ lipsa supravegherii adulților, lipsa unor consecințe clare și temenice pentru bătăuși și lipsa de sprijin și resurse pentru victimele agresiunii. Problemele apărute sunt și oglinda dezechilibrului din familie. Familiile în care există violență oferă un mediu optim pentru formarea agresorilor. Copiii, după cum știm, își copiază părinții, bunicii sau rudele apropiate și le urmează modelul în acest sens. Din aceste considerente, violența domestică poate naște agresori. Copiii agresori au învățat că a fi puternic înseamnă ca ceilalți să se teamă de tine. Cum depistăm și cum Com putem să combatem fenomenul de bullying. Când un copil este etichetat, poreclit, tachinat, batjocorit, îmbrâncit sau chiar lovit în mod repetitiv, este clar că asistăm la un fenomen de bullying. Ca părinți, cel mai bine este să-i observăm pe copii în curtea școlii. Școala reprezintă un microunivers sau în care copiii primesc lecții de viață în afara familiei. Cum ar trebui să reacționați dumneavoastră ca și părinți pentru a preveni acest fenomen? Indiferent dacă aveți un copil agresat sau unul care agresează, trebuie să luați atitudine. De foarte multe ori agresorii se pot simți la rândul lor victime, iar un copil care nu știe să se apere poate recurge foarte ușor la violență. Ca părinte, puteți interveni doar în cazul propriului dumneavoastră copil, indiferent în ce postură se află acesta. Neavând o jurisdicție în acest sens, este recomandat să apelezi la sprijinul învățătoarei, dirigintă lui profesorului, directorului școlii poliției sau chiar la protecția copilului. Puteți interveni cu un ton calm, un împăciuitor, la început, și să apelezi la un specialist din cadrul școlii pentru asta de vorbă cu fiecare copil în parte și să identifice cauzele declanșerii fenomenului de bullying. Una dintre tacticile cele mai utile este ca toți factorii responsabili să se implice, precum părinții, profesorii, precum și elevii, trebuie să colaboreze împreună pentru stoparea violenței în școală. Dacă aveți un copil în postura de victimă a fenomenului de bullying, învățați-l să urmeze câțiva pași foarte importanți pentru a evita și pentru a putea ieși din situațiile neplăcute, precum să evite și să se evite să se afle în preajma colegilor lui violenții. Când se află într-o situație critică, să nu arate că este frică de agresor, să se gândească cât de valoros este el pentru dumneavoastră ca și părinți, cât și pentru mulți din jurul său pentru calitățile sale, să-i răspundă agresorului chiar cu un compliment pentru a-l descuraja și să-și facă noi prieteni pentru a-l ajuta să facă față conflictelor și problemelor și să ceară sprijinul învățătorilor sau profesorilor pentru a găsi împreună soluții de a stopa aceste situații neplăcute. Dacă aveți un copil în postura de agresor de data aceasta, învățați-l cum să-și gestioneze frustrările, cum să-și exprime nemulțumirile și așteptările, având cu acesta discuții prin care să înțeleagă postura în care se expune și să conștientizeze consecințele grave pe care le poate avea în urma comportamentului său este foarte bine să orientați copilul dumneavoastră spre activități sportive, dacă este agresor, care ar putea să-l ajute în autodisciplină și să elimine toate emoțiile negative și frustrările. De asemenea, învățați-vă copilul să empatizeze cu ceilalți colegi și să înțeleagă cu că ce lui nu-i place, nici altuia să nu-i facă. Vreau să vă vorbesc acum despre hărțuirea cibernetică sau cyberbullying cyberbullying este o formă care are loc online sau cu ajutorul tehnologiei. Poate include trimiterea de mesaje amenințătoare sau rănitoare, postarea de informații genante sau private sau crearea de profiluri sau site-uri web false pentru a umili pe cineva. Hărțuirea cibernetică este deosebit de dăunătoare deoarece se poate întâmpla 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, și poate ajunge rapid la un public mare prin intermediul internetului. Prin urmare, victimelor le este foarte dificil să se sustragă deoarece tehnologia este adesea o prezență constantă în viața lor. Una dintre cele mai mari provocări ale hărțuirii cibernetice este că se poate face anonim. Bătăușii, între ghilimele, se pot ascunde foarte ușor în spatele unei tastaturi și a, profis, a profilurilor false, ceea ce face dificil atât pentru victime cât și pentru adulți să le identifice și să le confrunte. Cazurile de pe internet devin așadar o problemă tot mai mare de la an la an și tot mai multe victimele ale agresiunii, ale agresiunii sunt numărate în statistici. Hărțuirea cibernetică poate avea consecințe grave, cât și pentru victimă, timp cât, cât, și pentru victimă și pentru agresor. Iar victimele pot experimenta suferință emoțională, depresie, anxietate și chiar gânduri de sinucidere. Bătăușii se pot confrunta cu consecințe legale și efecte negative pe termen lung asupra reputației și viitorul lor. Pentru a combate hărțuirea cibernetică este foarte important ca școlile și părinții să educe, să educe elevii cu privire la pericolele pe care un astfel de comportament negativ le poate prezenta victimelor și să-i învețe pe elevi cum să rămână în siguranță online. În special, aceasta include informații specifice despre cum să recunoască hărțuirea cibernetică, cum să reacționeze la aceasta și unde să o raporteze. De asemenea, este foarte important ca școlile și părinții să monitorizeze activitățile online ale elevilor și să stabilească limite rezonabile pentru utilizarea internetului. Aceasta poate include restricționarea utilizării rețelelor sociale și a altor platforme online și monitorizarea activității studenților și a elevilor pe internet. Este de asemenea foarte important ca școlile și părinții să creeze o cultură a respectului și a bunăvoinței. Atât online cât și, cât și offline, în afara școlii. Prin promovarea comportamentelor și atitudinilor pozitive, precum și a unui sentiment de comunitate și empatie, putem reduce astfel incidența hărțuirii cibernetice și putem crea împreună un mediu sigur și pozitiv pentru toți elevii. Care sunt strategiile de prevenire? Se poate să adoptați o politică de toleranță zero. Școlile ar trebui să stabilească o politică clară și strictă împotriva hărțuirii și să o facă cunoscută tuturor elevilor, personalului și părinților. Politica ar trebui să sublinieze comportamentul specific care constituie hărțuirea, consecințele pentru comportamentul de hărțuire și procesul de raportare și abordare a hărțuirii. Școlile ar trebui să implementeze un program cuprinzător, bazat pe dovezi, care să abordeze toate aspectele hărțuirii, inclusiv prevenirea, intervenția și sprijinul post-intervenție. Programul ar trebui să includă activități precum cursuri și campanii conduse de profesori, conduse de studenți, pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la fenomenul de bullying. După cum spuneam mai devreme, școlile ar trebui să lucreze pentru a crea o cultură școlară pozitivă și inclusivă în care toți elevii să se simtă în siguranță și respectați. Acest lucru poate fi realizat prin activități precum programe de construire a caracterului și construirea a unui sentiment de comunitate între elevi, profesori și părinți. Care este strategia de intervenție? Personalul școlii ar trebui să fie instruit și să recunoască semnele de abuz, și cum să reacționeze eficient atunci când este raportată sau observată o agresiune. Aceasta include instruirea privind desfășurarea investigațiilor, intervievarea victimelor, martorilor și suspecților și intervenții adecvate pentru agresori, victimă și martori. Adesea părinții sunt atât de ocupați cu munca și cu alte lucruri încât la sfârșitul zilei nu își dau seama că victimele sunt chiar copiii lor. Cum puteți în calitate de părinte sau elev să neutralizați fenomenul de bullying la școală? Semnalizați problema educatoarei, învățătoarei, dirigintei, și să insistați să se ancheteze cazul și să se ia măsuri. Deschideți așadar problema ca temă de dezbatere în cadrul ședințelor cu părinții și să vorbiți despre cauze, efecte și prevenție. Dacă fenomenul se repetă, de mai multe ori solicitați conducerea școlii luarea unor măsuri disciplinare împotriva copilului care generează violență la nivelul clasei sau la nivelul școlii. Numai în cazul în care observați că fenomenul se repetă și după sancționarea elevului și, și niciuna din măsurile luate nu au fost eficiente, sesizați inspectoratul școlar, iar dacă nici sesizările făcute la un inspectoratul școlar nu au niciun efect, mergeți la poliție și depuneți o plângere. Nu încercați nici de cum să vă rezolvați problema prin violență. Școlile ar trebui să vă ofere sprijin victimelor, inclusiv consiliere, sprijin academic, informații și alte servicii după cum ar fi necesar. În mod corect, școlile ar trebui să îi tragă la răspundere pe bătăuși pentru acțiunile lor, impunând consecințe proporționale cu gravitatea comportamentului de agresiune. Consecințele pot include reținerea, suspendarea sau, în cazuri extreme, expulzarea din școală a acestor agresori. Școlile ar trebui să monitorizeze și să evalueze eficacitatea politicilor lor anti-bullying și să facă ajustări după cum este necesar. Școlile ar trebui să ofere oportunități de reconciliere între bătăuși și victime, acolo unde este cazul. Aceasta poate include proceduri de justiție restaurativă care permit ambelor păți să-și asume responsabilitatea pentru acțiunile lor și să lucreze pentru rezolvarea conflictelor. Ca și concluzie, Abordarea problemei bullyingului în școli necesită o abordare atentă și cuprinzătoare care să includă strategii de prevenire, intervenție și urmărire. Prin implementarea acestor strategii, școlile pot crea un mediu mai sigur pentru toți elevii. Eu cam atât am avut de spus în legătură cu subiectul nostru de astăzi. De asemenea, le mulțumesc celor care mi-au sugerat acest Subiect, iar întrebarea mea pentru dumneavoastră este dacă în calitate de părinți care veți copiii la școală, aici în Germania, ați întâmpinat probleme de acest gen sau ați sesizat prezența fenomenului de bullying în școala unde învață copiii dumneavoastră? Vă aștept cu răspunsurile dumneavoastră în, cali în secțiunea de comentarii a videoclipului, a acestui videoclip unde vă puteți spune părerile și despre cazul și experiența dumneavoastră care, despre acest fenomen, unde alți părinți ar putea trage concluzii în așa fel încât să știe ce au de făcut, ori să învețe să ocolească împreună cu copiilor fenomenul de bullying. Eu am fost ca de obicei Cosmin de la Salute Europa TV și pe data viitoare. Vă urez numai bine și sănătate!